Vineri seara a avut loc concertul mult așteptat. Florin Vasilica alături de grupul Telormanul au adus voie bună și distracție în rândul severinenilor. Concertul s-a desfășurat în grădina de vară a Palatului Culturii Teodor Costescu. Soie verde ca luna, aș muri, dar nu acum, la toamnă când o da broma. Cu ochii la Caterina, mândra mea nu mai pute dorul tău. Of, 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 și ție nu-ți pare rău, mândra mea, parcă n-aș fi fost al tău. Of, 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 parcă nu te-am iubit eu. Interpretul de muzică populară Florin Vasilica a susținut vineri seară concertul mult așteptat de severineni. Desfășurat în grădina de vară a Palatului Culturii Teodor Costescu, concertul a adus voie bună, ocupându-se astfel rapid scaunele de către severinenii de toate vârstele. Artistul s-a simțit bine în orașul nostru, încântat fiind de atmosfera creată de public. Frumos la Severin, deci în 98 am cântat la Severin, de fiecare dată m-am simțit bine aici venind la Severin și de fiecare dată să mă întâlnesc cu voi, e un lucru măreț așa. M-am simțit foarte bine. Mamă, e pandemie, dar nu avem. Nu e cu pandemie. N-are mama că ți-ar da. Și pandemie ți-ar da. Dar a fost foarte tari. Vă iubesc din suflet. Vă iubesc din tot sufletul meu. Stați să vedem la ce... Mehedințul meu. Să trăiască mehedințul meu. Numai bine, Doamne ajută. Vă iubesc din suflet. Numai bine. Muzica este modalitatea prin care cetățenii își pot recăpăta speranța în actualul context social. Concertele în aer liber oferă libertatea de care aveam cu toții nevoie. Ce părere aveți despre spectacolele organizate în aer liber? O părere foarte, foarte bună. Deci ai unde ieși în oraș, mai ales acum în pandemie, chiar că nu ai unde ieși. E foarte bine, foarte frumos. E prima oară când vin aici și sper ca pe viitor să... Știți că se organizează în fiecare vineri. Acum am înțeles, da. Am să vin. Severinenii au dat dovadă de-a lungul timpului de iubire în ceea ce privește folclorul românesc. De la Migla Mare, aceștia au fost încântați de melodiile interpretate de artistul Florin Vasilica, iar la finalul concertului și-au așteptat nerăbdător rândul pentru a face poze cu acesta.